Cum poți să recâștigi ce ai pierdut? Recunosc că vreau să știu că m-ai făcut foarte fericit viața asta. Și că mi-ai salvat viața. Ha? Și tu. Și te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Ce? Petru? Petru? Ajută-mă! Mi-am dat seama că îl prefer în viață, chiar dacă e cu tine. Asta înseamnă foarte mult. Mai ales venind de la tine. Petru, trebuie să te întorci la noi. La mine, la Robi, la familia ta, da? Oare iubirea răspește mereu, dincolo de tot? Petru! Petru! Cine ești? Pentru că mereu e ceva care te va aduce înapoi. Care nu te lasă să uiți. Lia! Lia! Dă-te-mi în acasă! Da, știu. Și tu stai cu mine? Da. Yay! Am avut un accident. Da. Pare rău să știi, iar nu știu că ne certam. Petru, stai tu. Tu ce ți-aduci aminte? Că eram cu Alice în mașină și... Iertați-mă, dumneavoastră, cine sunteți, lucrați aici? Doare foarte tare capul, îmi cer scuze. Nu, Petru, eu... Scuzați, mă doare foarte tare capul. Foarte tare capul. Nu, Petru. Cred că e suficient pentru moment. Nu, nu, nu. Vă rog, vorbim afară. Nu, dar... Vă rog, vorbim afară. Doare foarte tare capul, domnul doctor. Vă rog, o să faceți. Sunt aici, dacă ai nevoie de orice, sunt aici, Petru, da? Da. Nu-și mai aduce aminte nimic? Pa, așa se pare. Asta înseamnă că eu încă sunt soția lui? Pentru el, da. Și tot ce s-a întâmplat în 5 ani nu-și aduce aminte? Creierul lui confundă cele două accidente. E un blocaj undeva. Și ce se poate face? Acum nimic, abia și-a revenit. Ceea ce e deja o mare minune. Nu e cazul să forțăm. Și o să-și mai aducă aminte ceva? Nu știu, chiar nu știu ce să vă zic. Deci există șanse să nu-și aducă aminte?
Da. Știți? Ce datorie? Că stăm în timpul nostru liber. Nu e datorie. Ești nebun și tu. Așa e expresia. La casa de nebun, n-am ajuns la casa de nebun. Da, acum, pe bune, serios. Da, unde-i bună lumea? Ziua, nu bună ziua! Bună ziua! Dar ce v-ați aranjat? Păi cum? Frumos, așa frumos, e, să mergem frumos. La o nuntă, nu? Dar respectăm, se poate, e un moment. Da. Dar unde toată lumea... Cred că nu suntem noi ultimii, nu? Nu. Sunt la spital, toți. Ia o trăbici cineva. Hai mă, nu mai glumi, ce spital? Cum o să fie, nu? Că eu, să știți că eu nu m-am aranjat de pomană. Îmi pare foarte rău că e a doua oară când fac. Eu am muncit, mi-am pus toată silința să fie frumos. Nu, deci nu cred așa ceva, că dacă e asta, nu știu ce fac. Da, foaie verde de țapac, ai venit și ai plecat. Stai așa că nu e așa, n-am plecat nicăieri, Marcele, că eu nu m-am făcut degeaba. Eu nu mi-am pierdut timpul de pomană, așa ceva nu se face. Marie. Să nu vă bateți joc de noi. Eu vă rog frumos, atâta. Că altfel să știți că nu știu ce m-am... Din să fericire, ceva, știi? Din fericire sau din păcate, nunta nu se ține azi. Asta nu, e. Nu, deci chiar nu pot să cred asta. Nu, eu cred că este o glumă. E o glumă. Hai, lasă-mă, și-a revenit Petru? Da, mă, așa zice el. Așa m-au zis și eu. Uite, da. Doamne, Dumnezeu, și mă, îți dai seama să rapă, Doamne, hai, băi, fericit, nu mai da, că aici am treburi pe mine, cravata așa. Se schimbă totul pentru Lia, Doamne, da. Ce fericită sunt, Doamne! Și pe ăla. Bine, cred că puteți să vă întoarceți la treabă, da. Zău, uite ăsta ne trimite la treabă. Ce zici de el? Nu, asta am vrut să zic. Na, adică să... Da, ca expresie așa, exact. Nu? Dacă erai mai puțin obraznic, te invitam la o țuică, dar așa... Așa, cine știe, poate a treia e cu noroc. Da, ai noroc. Apa, ce bine îmi pare. Nici nu îmi duc treaba aici ce face. Cu munta nu ne mai interesează, nu-i treaba noastră. Bine că și-a revenit. Nu vezi, Doamne! Marie, lasă! Doamne, ce fericită pentru Lia! Sunt fericită! Da, și eu la fel! Oh, Marcele, da! Vai, Doamne! De capul meu! Ce? Răzvan! Mergem la primărie? Acum? Da! Rămâne Lia aici! Mm. Nu pot să plec până nu știu ce se întâmplă. Alice... Ne întoarcem după. Trebuie să-ți vezi de viața ta. Rămâne cu soția lui, Petru. Mama, Petru mă are doar pe mine acum. Mă vede la fel ca înainte. Nu pot să-l las. Hai să-ți punem căștile, ca să te concentrezi mai bine, da? Da. Una. Două, pune tu. Alice, nu e bine ce faci. Iar o e pe panta asta. Și ce vrei, mama, să-l abandonezi? Nu, dar știu ce gândești tu. Ai, nu mai face toată pe deșteaptă. Hai să mergem la primărie, te rog. Eu nu pot să cred că tu vrei să mă mări cu Răzvan acum. Da, vreau să te măriți cu el. Ca să nu te mai agăți de speranța că îl poți avea pe Petru. Și eu vreau să nu-ți mai bați gura degeaba, pentru că eu nu plec de aici nicăieri până nu aflu ce se întâmplă cu Petru. La ce te uiți? De asta. Petru. Sunt eu, Lia. Sunt soția ta. Eu să-ți aduci aminte de mine. Să-ți aduci aminte de iubirea noastră.
Petru. Ce cauzești? Am venit să văd cum ești. De ce? Petru, ce treabă ai tu cu mine? Eu sunt... Cine ești tu? Cine ești? Chiar nu-ți aduce aminte cine sunt? Nu mi-aduc aminte cine ești și nu știu ce legătură ai cu mine și aș vrea să vină soția mea în momentul ăsta. Eu sunt... Alice! 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 Petru! Alice, te rog! Petru, Alice! Te implu, Alice! Alice! Petru, da, eu sunt... Te rog! Petru! Lia, te rog! Hai să ieșim! Gata, Lia, hai, ieși! Ieși! O scot acum! Lia... Mama, tata! Ce se întâmplă, măi, aici? Unde sunt bunicii tăi? Oare unde au plecat? Salut, soră mea! Ce faci? Ce fac bunii, poate? Ce-i cu liniștea asta? Sunt doar eu. Am observat și eu. Mama cu tata? Ei, s-au dus la casa mare. Sunt pregătiți de nuntă. Ce le mai plac nunțile, nu? Așa e. Da, le plac. Măcar nu mă mai bat pe mine la cap să mă căsătoresc. Da. Apropo de asta. Adică, mă rog, mai mult legat de Pavel. Nu mă interesează nimic de Pavel. Eu știu, dar cred că asta e destul de important. Nu, Sorine, tu n-ai înțeles. Nu mă interesează nimic de Pavel, punct. Dana, Pavel s-a apucat iar de but. L-am găsit mor de beat lângă garaj. E destul de groasă treaba. E un inconștient. Da. Ai dreptate, dar nu crezi că e așa din cauza ta? De ce să fie din cauza mea? I-am turnat eu pe gât sau ce? E bărbat în toată firea. Trebuie să-și asume ce face. Ok. Nu știu. Cum zici tu, dar mie mi se pare destul de greu. Eu cred că suferă după tine. Să suferă. Nu te mai băga, te rog. Ok, bine. Nu mă bag, eu doar ți-am zis, tu faci ce crezi. Doamne, te doamne! Ai, doamne! Doamne, cât sunt de bucuroasă, Marcele, nu te mai entuziasma decât te ia inima. Doamne, doamne, lasă să mă ia de fericire, nu mai pot! S-a trezit Petru, deci așa o bucurie nu mai pot. Ce nu, nu, nu-mi revin. Doamne, ce bine! Petru e seama pe picioare. Ce minune, da, da. Și nunta? Doamne, da, încolo de nuntă. Mă, iar n-o fac ăștia. Mă rog, că cam urât, știi că m-am deranjat și eu, mămică, uite că să mă aranjez. Și de pomană așa, firarie ei naibii. Și cam bat joc de noi, nu-mi place. Dar nu, important e, important e trezirea lui Petru, mă. Doamne, cât sunt de uite fericită. Uite că l-ai trezit pe ăsta. Doamne, mamă, ia uite-te. Ce faci, mămică? Rămâi la masă cu noi, da? Nu, nu, mă duc să vorbesc cu Pavel. Dar ceva ți-am băgat? Nu, mamă. Hai, ai tu grijă de Ioan? Da, sigur că da. Doamne, cuțul meu, ia uite, uite-o frumusețe în fața. Mamă, tu chiar nu zici nimica, nu vezi nimic la ce s-a întâmplat cu mine, așa că e o transformare? Da, da, hai să o pe cuvânt. Așa, mamă, așa, da. Așa am fost de când mă știu, să știi, deci nicio problemă. Da, da. Da. E, lasă el mai puțin, că e bărbat, așa. Da, e, mai frumos ca drept. Așa, așa. Așa. Hai, am plecat. Hai. Un pic mai, că să nu vadă băiatul. Fie cu spăt. E rușine. De bun. Dar să știi că simt nevoia să fac ceva tare. Că bagă, bagă, sunt, că sunt așa. Da. Ce faci, soră? Pleci undeva? Fabian, ți-ai ales un moment foarte prost. Lasă-mă. Hai, dă-te, nu-mi ta în drum. Udă, ce ai? Ce să am? N-am nimic. Uite, vreau să plec pe lună. Înțelegi? Vreau să plec pe lună, că nu-l las eu pe tâmpitul ăla de tase să-mi ia mie copilul. Uite așa. Vezi dacă nu m-ai lăsat să-i aplic o corecție? Bă, te rog eu frumos. A o mie oară spun, lasă-mă cu bătăile tale. Bă, zici că ești nebun, zici că te-a scăpat mama în cap la maternitate. Hai, nu fi rea.
Acum, pe bune, unde te duci? Unde mă duc? Uite, mă duc pe lună, e bine? Da. Mă duc la Virgil, la Londra. Frate, tu n-are unde să te ține, ești nebună? Da, poate că sunt nebună. Sigur ești? Sigur sunt. Roxy! Ia hai la mami, Roxy! Da, mami. Unde merge mami? Plecăm undeva frumos, iubitica mea. Dar mie îmi place aici, nu vreau să plecăm. Da, știu că îți place aici, știu că îți place aici, dar uite, o să plecăm puțin și ne întoarcem după aia, bine? Bine. Ok, hai, mergem să te îmbraci? Hai, tu te lați-mă în cameră, vin și eu acum. Salut. Ești sigură? Da, sunt foarte sigur. Să nu dai foc la casă, că lipsesc, bine? Nadia nu vrea să mă ajute, nimeni nu vrea să facă nimic să afle ce s-a întâmplat cu asta. Pentru că nu vor de aia. Dar nici nu trebuie, am nevoie doar de un punct de pornire, atât. Și după ce o să afli, ce o să faci? O să mă ocup personal. Ah, ce bine că suntem amândoi aici. Ce e, mă? Fii atent. Deci mi-a dat vorbă la ur să mă duc la el la pușcărie. Ce naiba, ți-arde de tâmpitul ăla? Stai că nu cu mine are treabă. Pe tine vreau să te vadă. Pe mine? Da. A zis că știe ceva de moartea lui Gianni. E prima oară când aude așa ceva. Lia. Hei. Hei. Ce faci? Ce-a mai zis doctorul? Nimic nou, aceleași lucruri. Păi și nu știi că te-l mai țin acolo? Nu, am tot întrebat și nimeni nu-mi zice nimic. E soțul meu, vă dați seama că vreau să-l iau acasă, dar nu pot pentru că nu-și aduce aminte că e casa lui. Doamnă, fizic și-a revenit, dar mental ați văzut, nu e bine. Și ce putem face? Îl țineți în spital? Nu cred că e o soluție. Păi și atunci, acasă nu pot să-l iau pentru că mi-a spus că nu-și aduce aminte. Aici nu vreți să-l țineți. V-ar sugera o clinică sau un sanatoriu. Ori un mediu familiar din trecutul lui, măcar până ce-l vine. Îl tratați ca pe un nebun și nu e. Nu, doamnă, e un pacient. Eu vă spun că mai are mult până să se recupereze. Și doar vă sugerez ce puteți face. Decizia vă aparține. Petru mereu a luptat pentru tine și o să vezi că o să-și revină. N-are cum Lia să te uite, tu ești marea lui dragoste. Sper. Sper că nu mai pot să stau mult așa. Ce? Sunt... Ești? Da. Da, 10 săptămâni și deja aș putea să le spun tuturor, dar n-am cum. N-am ce să le spun, că am un copil care nu o să aibă tată. Nu mai vorbim, Sabia. Doamne, ce mă bucur! Petru e tatăl, da? Și o să vezi că până se va naște, Petru o să-și revină și o să fiți din nou o familie. Sper. Sper că nu știu cât mai rezist așa. Ai auzit? Ai auzit, Ioane? O să ai un verișor. Sau un verișoară. Doamne, ce mă bucur. Să fie bine. Doamne, ce mă bucur să te văd treaz, mama. Și eu mă bucur să te văd. Cum ești? Na, cum să fiu? Bine, acum că te văd așa. Ce e? Ce-i? Câți ani au trecut? Așa bătrân apar? Nu. Nu-mi e foame. Te rog, ai nevoie, totuși, nu? Nu-mi e foame, ți-am zis. Vreau să știu ce s-a întâmplat tot timpul. Petru, dacă te rog. Au trecut 5 ani. Trebuie să... Spune-mi. Măcar să bei o... Au trecut 5 ani! Iartă-mă, iartă.
Iartă-mă, în pierminții, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu vrea să mă ajute nimeni. Da, înțeleg, Petru. Adevărul este că... E foarte bine că te-ai trezit, dar tu nu ești încă stabil. Nu știu ce am voie să-mi spun și ce nu. Încearcă să te calmezi puțin, că nu pot să vorbesc cu tine dacă ești așa agitat. Tot ce trebuie să înțelegi și să știi și să fii asigurat este că suntem cu toții aici dacă ai nevoie de noi, cu orice, da? Trebuie să știu și eu ceva, spune-mi, orice. Te rog. Da. Da, au trecut 5 ani. Dar tu ai fost cu noi tot timpul ăsta. Amintirile tale sunt acolo. Și ele o să-ți revină. Eu sunt convinsă de asta. Să mă duc să-ți aduc altceva, totuși. O supă, măcar. Știu, aia de prunci. Uite, mamă, sper să-ți placă. Noi așa gătim aici. Mai simplu, da. Nu e ca pentru cei de dincolo. Acolo, na, boieri, știi? Da, oricum, nu e ca la bar. Eu zic că e bine, așa. Da. Mulțumesc. Arată foarte bine și sunt sigură că e și foarte bun. Păi cum, dacă e gătit de mine? Da, să știi că mama are gura mai mare, dar când e vorba de gătit, nu întrece nimeni. Da, eu nici nu pot să mă pun cu ea. Când ne-am întâlnit noi, gătea cartofi prăjiți cu ceai de mentă și urzici, dar mă dădea peste cap. Poate vrei să-ți gătesc o lingură în cap. Da, bei o țică cu mine? Aș bea, tată, dar nu pot, trebuie să conduc. Mă duc la Elena să văd dacă mi-a găsit ceva de muncă. Oh, spune că am rugat eu să-ți găsească un rol. Dar chiar te mănâncă pe tine, a? Da. Poate bea și ea cu tine. Bei o prună? Nu, mulțumesc. Deci mă întărește culoarea părului. O, Doamne, când o să te lași de glumele astea de autobază? Tu bei? Da. Hai, toarnă numai să taci. Și când o să-ți spun aia, dacă ți-a găsit ceva sau nu? Nu știu, mamă, nu știu. Astăzi mă duc acolo și o să văd dacă mi-a găsit, dacă nu mi-a găsit, nu știu. Da. Noroc. Hai, sănătate. Da, ți-ai adus bagajele unde le-ai pus? Ce bagaje? Păi, că n-ai nimica. Nu e nicio problemă. Dacă nu ai haine, găsim noi aici ceva. Îți dau ceva de al meu. Nu-i problemă. Sorine, ce se întâmplă? Le-a spus alor mei că te muți la noi. Dacă tot te dau ei afară. Nu. Ok. Da, mă bucur că aflu și eu acum. Păi, mă gândeam că acum, dacă tot ai început să te înțelegi și cu mama, poate ți-ar fi de bine să mai schimbi aerul, nu? Pentru noi e simplu. Am crescut-o pe Lia, cu crește în păsia. Hai, noroc, bine veni. Da, nu vreau să deranjez, așa că o să mă mai gândesc. Nu te mai gândești, că nu deranjezi deloc. Noi am vorbit, am hotărât, așa rămâne, gata, ușa e deschisă. Mulțumesc și apreciez, dar totuși... o să mă mai gândesc. Nu vreau să vă deranjez. Da, Sia, dar nu ne deranjez cu nimic. Adică, gândește-te așa, am putea să stăm mai mult timp împreună, pot să-ți fiu alături, să te susțin. Nu e o idee bună? Da, și baia e alături, alături de dormitor. Dacă ai nevoie, bați la ușă să nu mă găsești pe mine acolo și intri și... Noi o să fim cu ochii pe tine. Da. E o idee... Super, hai să mâncăm. Da, bună idee, hai să mâncăm. Hai, noroc. Stă bună? Da. Oh! Ce, mamă? Nimic, m-a luat un cărcel. E ok. Au și sare, au și piper. Au tot, da. Sunt foarte bune. Neta. Cafea? Ce ai pățit? Am fost la spital la Petru.
Și cum e? La fel. Tot nu și-aduce aminte nimic. Adică știe că au trecut mulți ani, dar atât. Și acum lucrurile se complică și mai tare pentru că Alice a început iarăși să-și facă speranțe și iarăși va avea de suferit, parcă văd. În rest, totul e bine. Eu sunt sigură că Petru să-și aducă mine. Doamne, nu mai probleme, nu mai pot, Emma, nu mai pot. N-avem și noi o clipă de liniște, nu era de ajuns că Petru e cum e? Acum și Pavel cu ale lui... Aoleu, săracu. Prin ce trece Pavel, săracu? Știi foarte bine la ce ne referim. Da. A, tu nu vezi că ai o problemă, ce zicem? Hai să nu ne certăm, vă rog, să nu ne... Vorbeam și noi, Pavel, ca să umplem liniștea în casa asta mare. Ok, dar aș prefera să nu mă bârfiți. Mm-hmm. Iar tu n-ai ce să ne reproșezi, că eu sunt fratele mai mare, da? Uite cine și-a găsit să-mi facă mie educație. Mă mir cum de ești tras la ora asta. Emma! Spun adevărul. Știi foarte bine că ai o problemă cu băutura, dar nu. Nu vrei să accepti. Uite, tata s-a lăsat de băut. Ai putea să faci același lucru. Dar nu, ție îți place să bei în continuu. Ai văzut cât de rău ai ajuns ultima dată? Aș prefera să nu mă mai compar cu Nae, că eu n-am omorât pe nimeni. Deci te rog eu frumos să nu mai spui asta despre tata, da? Tata a fost un om bun și uite, spre deosebire de tine, lui a păsat de copiii lui. Da? Da. De-aia a stat o viață întreagă în pușcărie, nu? Și acum și-a amintit de noi la bătrânețe? Ha, eu... Vă rog da. Să încetați amândoi. Venisem și eu la masă, dar cred că mi-a pierit pofta de mâncare. Da, fix pofta de mâncare ți-era ție. Cred că mi-a venit iar pofta de mâncare. Pavel, trebuie să faci ceva, nu se mai poate așa. Ai doi copii de crescut. Vrei să te bat? Ai o familie căreia îi pasă de tine. Da, da, cicăleala n-ajuta. N-aveam de gând să te cicălesc. Ok, Petru ce face? Petru... Bine, fizic. Hai să mănânci, hai. Pe bune, ai nevoie de ajutorul meu? Am o problemă foarte serioasă. Ascult. Dacă Petru crede că noi suntem încă soț și soție, ce drepturi mai am? Poftim? Adică, căsătoria lui cu Lia poate fi anulată? Există vreo posibilitate să semnezi ceva legal? Ai, mă umflă râsul. Legal nu se poate așa ceva. Păi da, dacă el nu-și amintește de Lia și nici nu o să-și mai amintească vreodată de ea, înseamnă că doar eu sunt soția lui, nu? Trebuie să există o posibilitate legală sau... Nu există nicio posibilitate. Ai încredere când îți spun că nu ai niciun drept. Nu mă descurci singură. Paftă. Alo, da? Cum adică a dispărut? Vin acum. It's not always easy. Coming back from being defeated, I just know if I'm needed, I'll be there to pick you up. Sometimes life can hurt you. Don't ever think that you deserve it. My dear, you are perfect. I hope I tell you enough. Empty-handed, yeah, you lost your crown. Well, there's nothing like nothing to bring you down. But we're all... Mereu e altcineva vinovat, mai puțin tu, Carla. Lasă-mă! Și dacă nu eram eu... Dacă nu erai tu, eu aș fi fost mai fericită, înțelegi? Tu trebuia să mori și Petru să fie bine! Tu trebuia să mori și Petru să fie bine! Asta e plină deja.
Mulțumesc că mă ajuți. Nu cred că puteam singură. E normal, ți-am promis. Sunt aici pentru tine. E dor de el. Și mie. Chiar și după tot ce a făcut. Eu cred că s-ar fi schimbat, dar nu l-a lăsat cineva. Ai mai aflat ceva de la poliție? Nu. Nu, și nici nu cred că vor să investigheze. Tocmai de cine a făcut asta o să plătesc. O să am eu grijă. Tu ești sigură că ăsta e drumul pe care vrei să o iei? Și Gianni n-a vrut decât să se răzbune pe Petru și uite unde l-a dus. Nu pot altfel. Nu am liniște. Eu înțeleg că te simți vinovată pentru ce ai spus ultima oară, dar... Tocmai de aia trebuie să mă răspund, să-i arăt că-mi pasă. Nu trebuie să te răspund, trebuie să-ți trăiești viața. Doar asta mai dă putere să trăiesc. Cine l-a omorât o să plătească. Carla nu te lăsa măcinată de ura asta. Mami! Iubițico! Da, ce greuță te-ai făcut! Mănânci bine, a? Da, că faci mâncare bună. Ia zic, cum a fost azi la școală? Ce ai mai învățat nou? Am învățat o literă nouă din alfabet, M de la mama. Ia uite, abia aștept să-mi povestești. Dar o să-mi povestești acasă, dacă ne grăbim, trebuie să-ți dau să mănânci, trebuie să te și spăl. Măi, bună, ce-i, Gabi! Mami? Gabi! Bună! Întârzi undeva? Sunt cu mașina, pot să duc eu. Nu, mersi, mă descurc și singur. Gabi! Ce vrei? Hai să vorbim civilizat, te rog. Zim, te ascult. Mulțumesc. Aș vrea, dacă se poate, să vorbesc cu Roxy. De ce? Nu se poate, pa. Ce-am vrut să zică tase? Nu știu, dar nu e treaba noastră. Ok. Ok. Și asta e casa, nu? Mhm. E frumoasă, nu? Da, e frumoasă. Gabi! A venit! Aș luci. Ce faci, dar? Doamne, cât ai crescut. Tati, îmi pare rău că am țipat la tine la spital. Da. Dar nu sunt bine, nu mi-aduc aminte. Mare lucru, să știi. Te iert. Oricum, mi-a zis Lia că trebuie să am grijă de tine. Lia? Bună, Lia. Petru. Bună. De ce ești aici? M-ai întrebat cine e. Mai ții minte? Da. Ea e... Bona lui Robi. Hai, vii. M-a pus Lia masa. Normal, se bagă ea peste tot. Păi e soția lui. Doar în acte. Da, în fine, nu știu. Eu nu știu cât timp o să mai rab de fata asta, situația așa cum e. O să mă asigur eu că o să renunțe. Ia stai puțin, ia să vorbim noi două, dar serios. Ce plan ți-ai făcut? Ce ai de gând? Ce pui la cale? Ce plan ți-ai făcut? Mama, Petru crede că e soțul meu. Și eu o să fac tot ce-mi stă mie în putință să salvez această căsnicie. Înțelegi? Și dacă o să-și amintească de Lia,
o să fie prea târziu. Dar iar îți faci speranțe, iar te ambalezi. Eu te știu cum faci. Mă, tu nu vezi că asta este șansa mea? Tu nu vezi asta? Eu nu am cum să renunț. Și tu trebuie să mă ajuți. Nu știu. Iar n-am... Mama, mama! Tu nu vrei ca Petru să fie din nou cu noi? Să fim din nou o familie ca la început? Ha, ba da, știi că vreau. Și atunci? Trebuie doar să-mi promis că o să mă ajuți. Bine, îți promit. De vreo 3 zile mă doare spatele, dar nu mai pot. Mai pot stau în picioare. Ce-ai? Și băi, frate, bă, nu era un scaun mai înalt aici? Da, mă, da. Unde e? Asta e când eu spun că psia asta își bagă nasul, umblă, îmi schimbă locul la toate alea, ia lucrurile, nici nu mai știu ce să... A... Ce? Uite, poftim. Uite-mă cum că aici erau... Aici am ținut farfuriile, unde da, sunt da. Acum? Ți-am luat o raza, nu mai știu unde le-am pus. Îmbătrânim, Maria, îmbătrânim. Ia lasă-mă în pace, tu poate îmbătrânești. Eu nu îmbătrânesc, că știu întotdeauna am ținut de țin sticla. Da, da, și eu știu lucrurile mele da. Unde le țin în bucătăria. Da. Ia! Nu, deci nu se poate așa ce? Ceva, poftim. Deci nu eu le-am pus aici. Păi nici eu n-am umblat cu ele. Dar eu nu te-am acuzat pe tine că le-ai zis. Păi atunci... Sia, Sia, sunt sigură că își bagă nasul în treburile da, mele. Da, femeie, eu... E un copil, înțelege, încearcă și ea să ajute, mă, să-ți facă pe plac, bă. Bă, mă enervează, nu suport să-mi umble în lucruri, nu înțelegi? E, spune asta lui Sorin când o veni, oh, dacă Doamne, te enervează. Dumnezeu. Uite-l că a venit, n-a zi. Bună, mamă. Bună, mamă. Tată. Ce mai ești, vese? Da, sunt bine dispus. Las că-ți trece. Dar ce, n-am voie? Că dacă sunt bine dispus, că de ce sunt bine dispus? Dacă sunt supărat, că de ce sunt supărat? Păi nici cum nu e bine cu tine. Ce vrei, mamă? Tu nu știi că așa-i tactul când ba, da, nu e știu, foame. M-am obișnuit. Păi... A, ce foame. De ce ești vesel, mă? De ce ești vesel? Ți-a găsit minunata, doamnă, Elena... Ceva de lucru, un rol principal, vreo, nu? Deocamdată nu mi-a găsit, dar mi-a promis că încearcă. Și în altă ordine de idei, sunt foarte bucuros că... Mămicuța mea, în sfârșit, se înțelege cu Sia. Păi da, măta o apreciază foarte mult pe Sia. E o fată de nota 10. Da, foarte bine. Nu dă gol, dar participă la fază, nu-i așa, Maria? Da, hai, lasă-mă cu glumele astea. Zi tu, mamă, nu e bine să ai un ajutor în casă? Cum să nu? Păi am văzut că a spălat și vasele aseară. O, și încă cum, da, m-am bucurat. Dar ce mă bucur eu? Da. Că în sfârșit simt că se așează lucrurile. Da. Dar iese și cu jobul ăla, tot o să fie perfect. Bravo, ești optimist, da? Așa trebuie. Sunt foarte optimist. Bravo. Hai că mă duc să mă spăl pe mâini și mâncăm, că nu mai pot. Mi-e lase foarte bine. Da. Ce fel de om ești tu? De ce nu ești de farfurii că le-au luat de colo-colo și le-au acolo? Păi ce vrei, mă, am mai putut că m-am topit. N-ai văzut cum mi-a zâmbit și da, cum a pupat el, că i-am fost așa. M-am terminat. Da, atunci să nu te mai plângi niciodată. Da. Păi, și atunci și tu, în seara asta, speli vasele ca să nu mai pună mâna Sia pe ele și le iei frumușel de acolo și le pui în dulapul ăsta unde-i locul lor, din da, așa. După ce le iau din locul ăla și le pun în locul ăla altul, ca să zic așa, mai vorbim și noi, nu? O să mă doară capul. Păi și după ce îți trece capul, vorbim, nu? Mai vedem. Ce vedem? Dacă mai vorbim. Nu vrei să mai vorbim? Ai, mama mea, ce familie avea. Gata, gata. Gata, gata, pui, tati, gata. Roxy, te rog eu frumos, potolește-te că te lovești. Eu te înțeleg că te distrezi, dar o să calci și te lovești. Gata, gata, pui. Mulțumesc, mă. Gata, gata, gata. Gata, pui. Hai, ce să mai facem? Ce să... gata, gata. Gata, nu mai plăge. Hai, te pun în... Da, gata, gata, gata. Gata, te pun. Acum te pun. Ia uite. Mamă, ce niște aici. Stai un pic. Stai un pic, te rog eu frumos. Stai un pic, gata, nu mai plăge. Stai, da. Da, Gabi, da. Alo, Pavel, ce faci? Cum stă treaba? Roxy, e bine? Ce? Și asta. Da, Roxy, te rog eu. Aoleu, ce? Nu mai. Nu, așa plânge el că e un joc și a înțeles cum e jocul și de asta, nu. Stai niște că mă descurc. Auzi, vezi că la mine mai durează. Și asta. Da? Cât de mult?
Am ceva de rezolvat și nu ține de mine, ok? Hai, bine, bine, pa, pa, pa. Bună, Gabi. Bună, Tase. Gata, 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 gata. Să-ți fă apa, nu e bine, nu e bine, nu, nu, nu e voie. Gata, gata. Hai, o gură, o, o gură mică, te nu poate. Vrei, Rox, nu, nu aduci și mai. Gata, 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 acum. Hei, 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 ce să... Roxy, te rog, eu frumos să închide. Te iau înapoi, stai să-mi iau o gură. Stai să-mi iau o gură. Că dau și ție? Nu, fără. La mine nu merge cu din astea, să știi. Te rog, măcar atât pot să fac. Mersi. Păcat că e situația de așa natură. Chiar te plăceam. Ceahul nu? Acu ești... Ce? Dușmanul? N-am zis asta, dar vrei să mă ții departe de copil. Dar pune-te puțin în locul meu. Tu ai apărut acum de nicăieri și vrei să-mi iei mie copilul. Cum ai vrea să reacționezi? Te înțeleg. Înțeleg situația. Știu că nu e ușor, dar vreau să... Să ce, Tase? Ce vrei să de fapt? Să o cunosc și eu, să fac parte din viața ei. Și te-ai gândit să o iei de lângă mine, nu? Eu vreau să fiu mama ei, înțelegi? Pentru că ea mă iubește și o iubesc. Dar asta nu schimbă cu nimic situația, că e copilul meu. Tase, Roxy în sfârșit are o mamă. O mamă care o iubește mult de tot și poate care este mai bună decât cea care a lăsat-o în orfelinat. Înțelegi? Nu crezi că i-ar fi mai bine lângă mine? Serios. De asta nu știu ce să fac, dar înțelege că vreau să o cunosc mai bine. Ok, să mergem. Unde? Ai zis că vrei să o cunoști mai bine, nu? Hai să mergem. Doamne, ce bine-ți vine rochia! Chiar nu se vede că ești însărcinată. Da, e încă de vreme. De-aia nici n-am anunțat multă lume. Fai să nu-ți faci griji. O să fie bine, simt eu asta. Cum să nu-mi fac griji, Eliana? Copilul ăsta nici măcar n-are tată. Lia, să nu spui asta. Are! Și mai sunt atâtea luni până se naște. O să-și aduc aminte. Da. Mi-e frig. Hai că mă duc să iau ceva pe... Bună, Carla. Bună. Ce faci? Bună. Nu mă așteptam să te văd aici. Da, a trecut ceva timp. Da, două luni, îmi zic eu. Chiar la asta mă gândeam, că au trecut două luni și tu nici măcar nu știi unde e mormântat. Eu trebuie să rezolv ceva. Vă las să vorbiți. Tică? Petrică! Petrică, doamne, Petrică! Doamne, nu vine să cred! Te-ai întors! Da, poți să te mai iau toată în brațe? Da, mă, oh, gata. Mă recunoști? Normal că te recunosc, nu te-am strigat pe nume. Dar ce faci aici? Nu trebuie să fii la circuit? Nu mai e nici în circuit. Cum adică nu... Cum adică nu e niciun circuit? Ce, n-are grijă Pavel de el sau cum? E, Pavel. Pavel... A avut grijă de el până când... N-a mai avut grijă de el. Ce să... E... Adică? Adică zi-mi ce a făcut. Ce s-a întâmplat? Deci, practic, l-ați pierdut. De fapt, l-ați vândut, l-ați... Nu, nu, asta e imposibil. Eu n-aș fi vândut niciodată, nu. Ce faci aici? Cum adică? Sărumâna, doamnă. Ce faci? Eu preparam mașina, o curățam pentru... Tu te și prepară mașina decât să stai să spui tâmpenii. Ce s-a întâmplat cu circuitul? Zi-mi tu. Hai cu mine, te rog, hai.
Nu ți-e frig? Da. Interesantă, Rocky. Nu ți-e frig? Nu începe și tu, te rog. Gata, gata. Uite, nu începe nimic, da? Aprovezi, Petru. Bine. Revin la ce-am spus. Ce anume? Ar trebui să intri în casă să ți se facă frig. Altă dată m-aș fi supărat pe întrebarea asta. Te-am mai întrebat asta? Nu poți să faci asta. Petru, n-a fost niciodată fericit cu tine. Nu poți să-l minți că te-a iubit. De ce te bași tu? Pentru că e fratele meu și pentru că îmi pasă. Uite, de asta mă bag. Dacă îți pasă de el, e sigur aia că scoți numai prostii pe ea și poate îl pierde. Fetelor! Mai încet ce v-a apucat? Ce aveți? Ea te-a pus? Hă? Ea te-a pus să-l minți, nu? Emma, nu știu ce ai auzit tu, dar eu n-am mințit pe nimeni. Am spus adevărul. Bine, să cred că ăsta a fost planul vostru de la început, să puneți gheara pe el. Incredibil. Niciodată n-ai fost de partea mea și niciodată nu o să fii. Emma! Te rog, te rog, nu fi așa. Tu nu vezi că asta este... Acum e șansa noastră să fim iarăși bine, ca la început. Tu nu vezi că nu se mai poate, Otilia, să fim bine? Bagă-ți mințile în cap, deschide ochii, serios. A fost bine și frumos doar în capul tău. Noi niște orfani triști, ți-am fost recunoscător pentru că n-aveam ce face, dar gata, ți-am mulțumit destul, lasă-ne să ne trăim viața pe bune! La fix, ieșeam la masă. Vii cu noi? N-am chef. La ce? Bună că seara, șef. Mă? Ia. Hai să mănânci cu noi, te rog. M-am văzut cu Lia. De ce? Pentru că Laura a insinuat că ea ar fi vinovată. Păi vezi, eu ți-am spus, dar n-ai vrut să mă crezi. Eu nu cred în stare de așa ceva. Păi și atunci cine? Ce cauți aici? Noi doi avem ceva de vorbit. Eu cu tine? Da? Gianni, știu că tu l-ai omorât. Nu o să te creadă nimeni. Nu? Atunci pot să spun oricui. Ia-ți. Ce vrei?
Zi odată ce vrei. Scuze-mă. Îți amintești ceva? Been lost and take me când ai un suflet pereche, știi că poți să împarți totul cu el. Și bine și rău. Și cel mai greu e când nu poți să vorbești cu cel pe care îl iubești. Nu, e prea. Deși el e chiar lângă tine. Nici tu. Da, eu am niște vise ciudate. Cum ar fi? Frânturi din noaptea accidentului. E ciudat că în visele astea eu sunt pe locul pasagerului. Da, păi... Da, e și ăsta un semn bun. Poate încep să-ți revii. Da. Poți să te întreb ceva? Spune. Mie mereu mi-a plăcut cafeaua. Nu știu, am impresia că îmi face rău. Mai mult decât bine. Nu, nici înainte nu erai mare băutor. Dar nici ceai nu bei, pentru că spuneai că nu mai ești copil. E ceva ce aș zice eu, da. Hai, mai vii, că mi-e foame, da? Foame, doamne. Bună dimineața. Dimineața. Dimineața a fost când m-am trezit eu cu măta, când a cântat cocoșul vecinului. Păi da, și pe vremea noastră așa se dormea. A. Că dormeai așa, mureai de foame. Doamne, e... Voi ați lucrat în schimb bătrâi? Dar nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Nu. Adică am fost așa de obosită de la muncă, nu am mai avut chef, nu mi-a mai ars de... Până aici că nu am nevoie de detalii, da? Ei, scuză-mă... Știi că eu sunt așa mai directă. Bine că ai nevoie de glumele lui tata în fiecare dimineață. Bă, eu în fiecare dimineață mă trezesc cu zâmbetul pe buze ca să-i fierb ouăle, mătii, înțelegi? Aveți cafea? Da. La ibric am făcut eu. E bun, așa asta. Tu ce faci azi? Nimic. N-am niciun program. O să mă duc pe la Elena. Să văd ce și cum. Da, foarte bine. Tu? La muncă. Sper să nu se supere Răzvan când întârzi și eu 10 minute. Dar chiar vreau să mai dorm. Dar de ce să întârzi? Te duc eu dacă tot mă duc la Elena, îmi pușcăm de iepuri. Și faci tu asta pentru mine? Da, cum să nu fac? Hai să mâncăm ceva, că mi-e foame. Hai, la masă. Poftiți la masă. Să mâncăm ceva, că mi-e foame. Hai, da, poftiți. O duci cu mașina, a? Da. Șofer, dacă erai șofer pe tir, n-aveai treabă, vedeai toată lumea. Mi-au luat pe sia, în dreapta, cafele, glume, Franța, Germania, Italia, Oltenia, Danemarca, Norvegia, da? Așa, nu mai scap de mine și de băta. Hai, termină, lasă băiatul în pace. Nu-l asculta, mamă.
Știi cum vorbește tată. Nu-l băga în seamă, tu ai cariera ta în față, ai viața, vezi de treabă. El e pensionar, se plictisește. A să-l împace. Pensionar, e? Băi, sunt mai tânăr ca oricând și aici și peste tot. Pe cuvânt? Din când în când. Așa, da. Poftă bună. Hai, noroc. Poftă, bă, dau noroc cu ceai. La mintea ta. Ce faci? Adică? Adică termină cu jocurile astea. Dar nu e niciun joc, e tatăl copilului meu. Uiți că și eu o să am un copil cu Petru. Eu nu uit, da. Din păcate, el... Să știi că nu te lasă să te bagi iar între noi. Dar n-am făcut nimic, doar l-am invitat la o plimbare. E soțul meu. Doar că el nu-și amintește asta. Vezi că... Ce? Îi spui? Hai, spune-i. Măcar așa renunțăm amândouă la el, gata. Ok, uite, știu că situația asta e grea pentru amândouă. Da. Zici că e grea pentru amândouă, nu? Nu știu ce e mai greu. Că nu-și amintește de tine sau că eu trebuie să joc rolul soției perfecte, știind că nu mă iubește. Ce erai? Te-am căutat peste tot, să știi. Crezut că ești la muncă. Dar ce muncă? Că tu ai pierdut circuitul. Eu? Dar cine? Eu? Cât timp am fost în spital, nu te-a mai interesat, nu? Presupun că de-abia așteptai să scap de el. Petru, tu chiar nu știi nimic? Nu, Pavel, nu mi-aduc aminte nimic. Dar mi-aduc clar aminte că nu l-ai vrut de la început. Amândoi am pierdut circuitul. Cum adică amândoi, mă? Amândoi. Și tu de ce n-ai avut grijă de el? Auzi, de ce avem noi discuția asta când tu ești de la care a pierdut totul pentru o femeie? Pavel, nu ce? E cazul. Stai, nu, lasă să vorbească, lasă să vorbească acum, zi, mă. Zi dacă tot ai curaj, zi. Dacă reacționezi așa, nu e cazul. Și știi ce ar trebui să mulțumești? Toți ar trebui să mulțumiți. Că dacă nu munceam eu, ajungeați pe drumuri. Hai, du-te tu, du-te la firme. Aleargă, ocupă-te, plătește. Stai. Nici măcar nu știu unde e ANAF-ul. Pavel, stai. Lasă. Când... O să-i treacă. Nu înțeleg, Otilia, ce se întâmplă. Nu înțeleg, că nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat în toți anii ăștia. Zi-mi tu ce s-a întâmplat. Dar ce să faci tu cu jumătate de milion de euro? Să plătesc o datorie. Cui? Răzvan, m-a ajut sau nu? Nu cred că pot, adică... Mă, Răzvan, te rog, îmi salvezi viața. Dar ce ai făcut? Nimic. Eu nu pot să te ajut dacă nu spui adevărul. Nebunul ăla mă șantajează. Cine? Laur, sluga lui Gianni. De ce? Că l-am omorât pe Gianni. Și foarte bine, ești nevinovată. Tu ești nevinovată. Aris, tu l-ai... Nu puteam să-l las nepedepsit. Nu puteam, pur și simplu. Tu n-ai fi făcut la fel? M-aș fi omorât un om. Ei, vezi, asta e diferența dintre noi doi. Eu aș face absolut orice pentru iubire. Păi nu mai spune prostii. Răzvan, mă ajuți sau nu? Am nevoie de jumătate de milion de euro. Altfel mă vizitez la pârnaie pentru că ăla mă dă în gât. Deja trece timpul, Elena, și nu știu ce să mai fac. Din păcate, n-am reușit să găsesc nimic. Pentru moment. Nimic. Nici măcar un rol episodic, o reclamă, ceva, orice. Să știi că nu e așa de ușor precum pare. Te rog să mă înțelegi. E mult de lucru, multă birocrație și, în plus, am primit oferte numai de roluri pentru femei sau bărbați în vârstă, tot felul. Păi și? Și ce, tu ești femeie sau bărbat în vârstă? Deci asta-i. Nici măcar nu mă potrivesc.
Doamne, e mai grav decât credeam, pe bune. Hei, bună, Sia, ce faci? Ești în pauză? Bună, oarecum. Păi, s-a întâmplat ceva? Ești ok? Da. Venise Alice în vizită la Răzvan și aveau ceva de vorbit, așa că m-au trimis la plimbare. Păi rămâi cu noi. Da, asta o să fac. Pentru ce ai? Sorin? E supărat că nu i-am găsit eu de lucru. Trebuie să ai răbdare. Știu că ți-am promis, dar rolurile astea nu se găsesc așa de pe o zi pe alta. Dar nu mai pot. O să rămân fără bani. Și nu o să mai pot să mă mut. Nu știu. Fă și tu niște cursuri de actorie, de dezvoltare personală. Poți să-ți găsești un job part-time pentru moment. Nu știu ce să zic, dar chiar îmi pare rău. Hai că nu e așa important să ne mutăm acum. Dar nu mai pot să stau cu ai mei. O să iau razna dacă mai stau mult acolo. E normal să fii supărat. Dar crede-mă că... Te crede. Sigur, lucrurile se vor rezolva. Și eu până atunci ce fac? Tata avea dreptate. Nu-s bun de nimic. O să fiu toată viața șofer. Ai vorbit, mă, cu idiotul ăla? Da, șef, a fost să vorbit. A zis? A văzut-o pe Lia, îmbrăcată în asistentă, cu holul spitalului cu săringă mână. Ești sigur că nu minte? Nu știu, șeful avea lacrimi în ochi. El a zis că o iubește pe Lia dacă nu poți să lase pe Gianni în răzbunat. Atunci va trebui să ne ocupăm noi de asta. Carla a zis altceva. Carla nu o să facă niciodată nimic. Lia e sora sa. Și nepoată ta. Nu contează. Trebuie să plătească. Spune-mi. Asta vrei, Petru, să plec? Nu. Nu. Am nevoie de tine aici. Simt că te cunosc foarte bine. Și știu că nu ești un om rău. Și doar în tine pot să am încredere. E foarte ciudat. Da. Așa e. Fratele meu mi-a zis că am pierdut totul pentru o femeie. Mă întreb cine. Wild eyes, won't you help me see?